Salut și vreau să vă povestesc câte ceva legate de ceea ce s-a întâmplat ieri la startul clasei de stoc 1000 în etapa numărul 1 de MotoRC din acest sezon. Adică despre accidentul pe care o parte din voi, cei care sunteți la curent cu motorsportul, l-ați văzut. Cei care nu urmăriți motorsportul probabil l-ați văzut și la mine pe Instagram filmulețul despre ce s-a întâmplat, așa că pentru că am primit foarte multe telefoane, inclusiv de la oameni care înțeleg cât de cât acest sport și fiind nedumeriți de cum s-a putut întâmpla acest accident, m-am gândit să vă explic. Mai mult de atât, având în vedere că suntem norocoși și ne considerăm norocoși pentru faptul că genul ăsta de accidente de obicei se termină cu mâinile pe piept și în momentul ăsta pot să spun că ambii piloți au fost norocoși încât să scape cu avarii minore. O să fac așa o istorie. În primul rând, anul acesta, regulile s-au schimbat și primii 10 piloți intră într-o cursă Q-Race sâmbătă. Această cursă dă un clasament, iar startul cursei de duminică se ia inversul acestui clasament. Adică, simplu, locul 1 pleacă de pe locul 10, locul 2 pleacă de pe locul 9 și tot așa mai departe. Așa s-a întâmplat că duminică, pe prima grilă, se afla Bogdan Ungheanu, pilot care a terminat pe locul 9 în cursa Q și acum era pe poziția a doua. O să vedeți filmulețul, o să vi-l pun și aici, probabil l-ați văzut până acum. Dacă luăm să analizăm ce s-a întâmplat, e un pic foarte simplu. Experiența piloților români nu este chiar atât de mare încât să fie pregătiți pentru genul ăsta de soluții, de situații. Adică, emoțiile sunt foarte mari, cursele sunt tot mai puternice și nivelul este tot mai ridicat, iar nivelul emoțiilor își pune amprenta, iar uneori lipsa experienței se vede. Aici o să vă explic exact ce s-a întâmplat. Pilotul care era pe a doua poziție în grilă, Bogdan Ungheanu, a furat un pic startul. În momentul în care și-a dat seama ce a făcut, a forțat motorul și n-a mai putut să plece de pe loc. I-a murit motorul, cum se spune în termen românești. Acum, ce nu înțelege toată lumea este cum Edi Alexandrescu, din spatele grilei, nu l-a văzut și a intrat în el. O să vă spun că eu am fost foarte aproape de a-l lovi și l-aveam în raza vizuală. Cred că nu e un secret că experiența pe care o am și faptul că am luat peste 500 de starturi în viața mea ar trebui să nu mă pună în genul ăsta de situație, dar vă spun că inclusiv eu era să-l lovesc, pentru că ce se întâmplă în aceste momente? Este ca atunci când ești în metrou și te uiți în jurul tău și se pare că totul nu se mișcă, dar dacă te uiți pe geam, vei vedea că dacă ar fi să scoți mâna, ai lovit ceva cu viteză. Așa se întâmplă și aici. Tu pleci de la start, toată lumea din jurul tău pleacă și atunci ți se pare că mergi cu un pluton, mergi cu trenul. E, la fel se întâmplă și cu noi. Noi plecăm de pe loc, pentru că plecăm toți odată, ți se pare că suntem în același timp și vitezele între noi nu sunt foarte mari, diferențele de viteză. În schimb, pentru un lucru care stă nemișcat, diferența de viteză pe care o am eu față de acel lucru este enormă. Așa că eu eram poziționat pe a doua grilă și de-abia am reușit să-l evit. Cred că de la mine până la el eu am reușit să prind între 60, 70, poate 80 de km la oră. În spatele meu, Edi cred că era la două grile distanță, două rânduri distanță. Deja viteza lui a fost mult mai mare. Acum, mai există următorul fenomen care se întâmplă. În momentul când se instaurează panica și tu vezi un obiect și te sperii, dacă îl fixezi acel obiect cu ochii, te vei duce direct în el. Asta s-a întâmplat și acum. Edi l-a văzut foarte târziu, pentru că el era mascat de piloții din față, care cumva l-au ocolit și el s-a trezit dintr-o dată cu un pilot în față. Moment în care s-a uitat probabil direct de el și a intrat în el. Încă o dată, oamenii au fost foarte norocoși pentru că genul ăsta de accidente se termină foarte rău. Explicația este foarte simplă, pentru că de obicei pilotul
din spate, lovește cu pieptul motocicleta din față și urmările sunt destul de grave. De data asta amândoi au fost norocoși și sperăm să nu se mai întâmple, dar ăsta e motosportul și by default e un sport periculos, mai ales motociclismul.